Pentru balanță avem în zona relațiilor emoție, relații creative, posibilitatea unor câștiguri, a creșterii popularității, schimbări în cămin sau legat de familie, de trecut, care va solicită concentrarea, comunicarea, legarea de relații. Iar în 7 februarie, în familie, cămin, relații sau trecut, apare o intensificare a emoțiilor, a sensibilității, dorința de a trăi mai bine, de succes, de câștiguri financiare. Relațiile sunt ceva mai sensibile, mai emoționale. Fericirea înseamnă libertate, relații, comunicare, emoții, deschidere la progres. În comunicarea cu apropiații, în planul creativității și chiar în planul dorinței de a avea reușite. În 10 februarie, luna nouă din Vărsător, vă luminează posibilitatea de a începe proiecte noi care pot corecta nedreptăți, momente când ați fost trădați. Fericirea înseamnă să fiți curioși, dorință de libertate, să comunicați cei din jur, să legați relații. Momente bune de a comunica cu apropiații despre proiecte noi, progresiste, scade vitalitatea și este un moment propice pentru a urmări armonia, echilibrul, creativitatea, eforturile făcute în familie, cămin, relații, trecut, legat de muncă sau de sănătate, aduce o posibilitate de a avea creații inspirate, rafinament. Afacerile sunt influențate de sentimente, apare atracția către aventură, către călătorii în natură, posibilitatea de a folosi mai cu succes talentele cu care sunteți înzestrați. Relațiile sunt mai degrabă de colaborare. Contractele, asocierile, lucrurile care țin de familie, de cămin, de trecut, pot să aducă ceva îndoieli, neglijență, dorința de a trăi mai bine, dar și tendința de risipă, capricii, intoleranță. În familie sunt posibile certuri, iar relațiile afective pot degenera în scandaluri. Crește riscul unor probleme de sănătate.